Vom citi din cartea Apocalipsa, capitolul 2, începând cu versetul 8. Haide, vă rugăm să ne ridicăm împreună în picioare și în acest fel arătăm considerație față de cuvântul lui Dumnezeu. Însă și ridicarea noastră în picioare este un gest de închinare față de Dumnezeu. Îngerului bisericii din Smirna scriei: iată ce zice cel din tâi și cel de pe urmă, cel ce a murit și a înviat. Știu necazul tău și sărăcia ta, dar ești bogat. Și batjocurile din partea celor ce zic că sunt iudei și nu sunt, ci sunt o sinagogă a satanei. Nu te teme nici de cum de ce ai să suferi. Iată că diavolul are să arunce în temnițe pe unii din voi ca să vă încerce și veți avea un necaz de 10 zile. Fii credincios până la moarte și îți voi da cununa vieții. Cine are urechi să asculte ce zice bisericilor Duhul. Cel ce va birui, nici de cum nu va fi vătămat de a doua moarte. Amin. Să ne reașezăm. Cu ajutorul lui Dumnezeu, în această după-masă, vom avea în fața noastră scrisoarea pe care Domnul, prin Apostolul Ioan, a trimis-o către biserica din Smirna. După cum ați băgat de seamă, în ultimile noastre mesaje pe care le-am avut în Biserica Emanuel, am vorbit despre scrisorile adresate către cele 7 biserici, de la biserici și scrisori consemnate în Cartea Apocalipsa, capitolul 2 și capitolul 3. Am vorbit despre biserica din Efes, biserică fără dragostea din tâi. Apoi ne-am apropiat de mesajul pe care l-a transmis, l-a dat Dumnezeu, bisericii din Pergam, biserica amestecată, biserica amestecului. Iar în această seară avem în atenția noastră mesajul transmis către biserica din Smirna. Biserica din Smirna este biserica în persecuție, biserica în suferință. Aceste biserici, Domnul nu îi reproșează nimic, decât o încurajează, o îmbărbătează. Împrejurările în care se găsea, greutățile cu care se confrunta, a făcut necesar acest mesaj de susținere, de îmbărbătare, pe care Domnul l-a transmis acestei biserici. Așadar, mesajul în seara aceasta l-am intitulat Smirna, biserica în suferință. Această biserică a fost așezată într-unul dintre cele mai frumoase orașe din Asia, orașul Smirna, cunoscut între cele 4 mari orașe nume din Asia. Acest oraș a fost un oraș prosper, un oraș considerat un centru de cultură, era remarcat prin artă, prin muzică, prin teatru. Un oraș prosper, port, orașul care se găsește în locurile vechi în care se găsea Smirna, este orașul turcesc cu numele Izmir. Numele acestui oraș era vestit și prin parfumul care se fabrica acolo, ți-a auzit de Smirna. Toate acestea se legau cumva de acest oraș. În Smirna era, așa cum am spus, un puternic centru comercial organizat în tot felul de brezele profesionale și nimeni nu putea intra în aceste corporații, în aceste medii de afaceri, fără să subscrie și religiilor care caracterizau aceste corporații. Era un fel de loje masonice care implica și angajare religioasă. Erau zei care se considerau protectori acestor meserii și succesul, meseria respectivă, era considerat că se înrădăcinează în protecția și în binefacerile pe care respectiva zeitate le acorda închinătorilor ei. Desigur, creștinii n-au putut să adere la aceste religii. Când s-au întors la Domnul nostru Hristos, când au devenit creștini, i-au părăsit acele organizații, au părăsit
acele presle și au ales să slujească numai Domnului nostru Isus. Odată cu abandonarea acestor religii, au întâmpinat probleme din partea celor care până atunci erau partenerii lor de afaceri, erau prietenii cu care făceau comerț. Și de aici au apărut nemulțumiri și mai târziu au apărut persecuții. În orașul Smirna, aceste persecuții au avut un specific aparte. Nu e cunoscut în Asia un oraș în care creștinii să fi fost mai persecutați ca în acest oraș, Smirna. Aici exista o sinagogă iudaică foarte influentă. Și această sinagogă iudaică a reprezentat pentru creștini un loc în care s-au gândit că pot să găsească liniște. Erau monoteiști, se trăgeau de la Moise, se trăgeau din Vechiul Testament, însă sinagoga aceasta era o sinagogă compromisă. Despre această sinagogă Domnul a spus, se numesc iudei, dar nu sunt iudei, ci sunt o sinagogă a satanei. O sinagogă compromisă. Zic că sunt iudei, dar nu sunt, ci sunt o sinagogă a satanei. Căzuseră în oportunism, se închinau formă lui Dumnezeu, dar erau și compromiși. Citim, spre exemplu, că în anul 156, când în Smirna, Policarp, unul dintre scriitorii bisericești, a fost martirizat, evreii din sinagogă, chiar dacă execuția lui Policarp a avut loc într-o zi de sâmbătă, într-o zi de sabat, evreii din sinagogă au venit cu vreascuri ca să le pună pe foc, să ardă focul mai bine. Asta se vede cât de tare au respectat sabat și cât de tare au respectat pe creștini. Biserica din Smirna, datorită persecuțiilor, datorită separării de acea lume compromisă, s-a confruntat cu lipsuri, cu sărăcie, sărăcie care s-a înrădăcinat în faptul că n-a acceptat compromisul. Au fost confiscări, au fost falimente, au fost concedieri și oamenii au ajuns într-o stare de sărăcie lucie. Cuvântul Domnului spune, știu necazul tău, sărăcia ta, era vorba de o sărăcie materială, dar ești bogat. Spiritual, biserica aceasta era bogată. Asta a fost situația, acestea au fost situațiile în biserica din Smirna. Apropiindu-ne de conținutul acestei scrisori, primul rând aș dori să observăm suferințele acestei biserici. Domnul intră în detalii, subliniind câteva particularități ale încercărilor, ale necazurilor prin care acești creștini au trecut. Sunt marcate aici câteva detalii. Versetul 9, cuvântul Domnului spune, știu necazul tău și sărăcia ta și batjocurile din partea celor ce zic că sunt iudei și nu sunt, ci sunt o sinagogă a satanei. Domnul a spus, și cu asta a început mesajul său, știu necazul tău. Este încurajator pentru un om care trece prin necaz, trece prin suferință, să îi spună cineva, știu necazul tău. De foarte multe ori oamenii își duc tăcut crucea, nimeni nu știe ce ia pasă, ce stă în sufletul unui om, greutățile cu care se confruntă. Când ne uităm unii la alții, aplicând la zilele noastre, ne vedem frumoși, ne vedem sănătoși, îmbrăcați bine, știm să și zâmbim, dar ce este în inima unui om, numai Dumnezeu știe. Ce poveri apasă pe sufletul acela, numai Dumnezeu știe. Ce se ascunde sub o cămașă, atent călcată, sub un veston, ce este în sufletul acela, numai bunul Dumnezeu știe. Și câteodată, noi oamenii refuzăm, efectiv, să spunem ce ne apasă, pentru că am încercat și o altă dată și în loc de compasiune ne-am ales cu ocări. În loc de simpatie, în loc de încurajare, am găsit niște explicații care ne-au apăsat și mai tare, și justificări și ca Iov altă dată. Mai bine ar fi tăcut prietenii lui decât să-l mângâie cu cuvintele cu care l-au mângâiat. I-au adâncit și mai mult suferința. A fost o mare încurajare pentru biserică,
pentru biserica din Smirna, să-i spună Domnul, știu necazul tău. Știu. Cel care ne cunoaște și ne știe întru totul este Dumnezeu. Binecuvântat să fie în numele Lui. Dumnezeu știe cel mai bine ce te apasă. Iar vorbind de aceste biserici, Mântuitorul a subliniat faptul că El e în cunoștință privire la ce se întâmplă. Că ce se întâmplă se găsește sub controlul Său. Știu necazul tău. Apoi, Domnul a spus, știu sărăcia ta. S-a folosit aici un cuvânt care subliniază ideea de sărăcie lucie. Nu e vorba de orice fel de sărăcie, ci sărăcie lucie. Prin cuvântul grecesc ptokoi, săraci, se înțelege sărăcie la limită. Nu e vorba de cel care lucrează cu ziua și a primit în această seară plata și pentru mâine are asigurată pâinea, ci e vorba de acela care nu mai are nicio resursă. Își începe ziua fără nicio rezervă. Depinde de ce se va întâmpla pe parcursul acelei zile. Depinde de bunăvoința celor din jur, de mila aproapelui. Acest cuvânt este pus aici și Domnul a spus, știu și sărăcia ta. O sărăcie lucie, o lipsă extremă, cauzată, desigur, de pierderea bunurilor în urma persecuției, de confiscări, de concedieri, de deposedări, de marginalizări și câte altele nu s-au petrecut acolo. Paradoxal, dincolo de această sărăcie materială, de aceste lipsuri profunde, Domnul ține să precizeze față de această biserică, dar ești bogat. Ești bogat. Această paranteză, dar ești bogat, ne deschide un orizont la care poate că nu ne-am gândit. Din perspectiva realității dumnezeiești, a realității obiective, prosperitatea se definește altfel. Bogăția și sărăcia se definește altfel. Din punct de vedere material, poți să fii bogat și duhovnicește, în interiorul tău, să fii cu totul sărac. Să n-ai nimic. Și pe de altă parte, din punct de vedere pământesc, să fii lipsit, să fii la limită, dar în interiorul ființei tale, în lumea ta spirituală, în sufletul tău, având în vedere relația cu Dumnezeu, să fii bogat. Având în vedere relația cu familia, să fii bogat. Având în vedere relația cu oamenii din jurul tău, să fii bogat. Eu personal am cunoscut oameni care, din punct de vedere material, erau oameni foarte bogați. Își numărau banii cu milioanele de dolari sau milioanele de euro. Dar din altă perspectivă, erau oameni foarte săraci. N-au prețuit familia, au neglijat relația aceasta soț-soție și au ajuns în punctul în care s-au confruntat cu divorț. Și deodată, acel prosper om de afaceri a constatat că nu mai are nimic. Soția s-a dus împreună cu copiii și a rămas cu ceva bani. Oamenii spuneau, iată ce om bogat, dar în sufletul lui se simțea singur și sărac. Și așa era. Pe de altă parte, poți să nu te numești între cei avuți acestei lumi și totuși să te bucuri de liniștea unui cămin, de iubirea soției, a soțului, de părtășia cu copiii tăi, de locul liniștit pe care îl ai și în care îți pui capul, de o familie extinsă în care ești binevenit, de o comunitate în care ești bine primit, cum este biserica, de frați și de surori în Domnul și dacă ar fi să te măsori cu milionari sau miliardari acestei lumi care mor singuri, înconjurați de oameni care îi invidiază și care îi dușmănesc, ești un om bogat. Ești un om bogat. Altfel se măsoară bogăția. Dar drept e că oamenii nu realizează care este adevărata bogăție decât după ce pierd adevăratele valori. Întorcându-ne la biserica din Smirna, Domnul vorbind despre necazul ei, a spus, știu necazul tău, știu sărăcia ta, și apoi a continuat spunând, și batjocorile din partea celor care zic că sunt iudei și nu sunt, defăimări, calumnii, vorbe grele, tot felul de
contexte din acestea care afectau imaginea acestor credincioși și pe nedrept, batjocori, e greu să te confrunți cu lipsuri materiale. E greu să te confrunți cu necaz, dar parcă e foarte greu să te confrunți cu batjocură, cu calomnie, cu defăimări, cu vorbe grele, care vin, culmea, din partea celor care zic că sunt oameni sau popor al lui Dumnezeu, din partea celor care zic că sunt iudei și nu sunt. Tocmai aceia de la care te-ai așteptat să găsești ajutor, la care aștepta să găsești ajutor. Tocmai aceia pe care ai socotit mai aproape de tine, pentru că îți împărtășesc în comun ceva din valorile pe care le ai. Evreii erau monoteiști, creștinii erau monoteiști. Și unul și altul mărturiseau pe Dumnezeu, Dumnezeul lui Avram, Isaac și Iacov. Și în loc să găsească susținere de la acești oameni, s-au confruntat cu reversul, batjocuri, defăimări, calumnii. Domnul a zis, știu, știu. Consecința acestora, persecuție, sărăcie, calomnie, a culminat cu detenție, pușcărie pentru unii dintre creștinii din Smirna. Vei avea un ecaz de 10 zile. Iată că diavolul are să arunce în temniță pe unii din voi ca să vă încerce. Suferințele urmau să se amplifice, închisoare. Iată perspectivele acestei biserici. O biserică în suferință. Sigur că citind aceste texte, noi care ne găsim acum în Sibiu, în România, în Uniunea Europeană, în NATO, o țară care se bucură de libertate, de democrație, o generație tânără care habar n-are ce a fost pe vreme comunistă, România, 35 de ani în urmă, nici atâta. O generație care s-a născut după Revoluție, care nu știe ce înseamnă privațiuni de natură materială, de libertate religioasă. Cuvintele acestea nu spun prea multe. Nu știm ce va aduce Dumnezeu. Această mentalitate care se regăsește în între creștinii din Occident, de mai multă vreme, cum că dacă ești cinstit cu Dumnezeu, dacă ești copil al lui Dumnezeu, dacă perseverezi în credință, Dumnezeu e cu tine, te binecuvântează, prosperi, te ajută, nu te lasă, te binecuvântează pe tine, pe ai tăi, are grijă de tine, îți merge bine, ești binecuvântat. Toată această mentalitate începe să-și facă loc tot mai mult și printre noi, România. Asociem prosperitatea, succesul, sănătatea cu credința. Însă, să nu uităm că sunt locuri pe fața pământului în care sunt creștini persecutați. Oameni care pentru numele Domnului Iisus Hristos își pierd bunurile materiale. Numele lor bun, familiile lor, libertatea lor și unii viața lor. Iar ce va aduce Dumnezeu în anii care vor urma peste noi, nu știm. Semnele sunt evidente. Încet, încet, lanțul se strânge. Libertățile se răstrâng. Libertate de expresie, libertate de cuvânt, diversitate, este numai pentru cei care sunt altfel decât vrea Dumnezeu să fie. Iar în ce privește pe creștini, în Statele Unite, în Europa, și încet, încet, poate și în părțile noastre, vor fi restricții în anii care vor urma. Dar nu trebuie neapărat ca țară sau ca societate să experimentăm aceste restricții. Necazul, suferința, încercarea poate să vină asupra unui om în mijlocul unei mări de binecuvântare și de prosperitate pentru cei din jur. Pentru tine să fie ziua neagră, să fie ceas al întunericului. Iisus Hristos, vorbind bisericii din Smirna, a surprins că înțelege necazul cu care această biserică se confruntă și cu siguranță că Dumnezeu știe necazul fiecăruia dintre noi, binecuvântat să fie în numele Lui. În al doilea rând, subliniind că Dumnezeu că știe acest necaz, surprinzând suferințele prin care această biserică trece,
Domnul o încurajează spunându-i 5 lucruri distincte, foarte importante toate. În primul rând, Domnul încurajează această biserică spunându-i știu, în cazul tău. Dumnezeu cunoaște realitatea. Omniștiența sa este o binecuvântare pentru omul care își cunoaște încercarea. Am trecut și noi, și eu, și dumneavoastră, prin încercări. Și a fost o binecuvântare și o mângâiere să știi că te duci la Dumnezeu în rugăciune și nu e nevoie să îi explici, pentru că El știe. Uneori ne-am dus la oameni și nu ne-au înțeles bine. Ne-am ales cu povești, după ce le-am împărtășit ce ne-a apăsat. Dumnezeu însă știe totul, slăvit să fie în numele Lui. El încurajează această biserică spunându-i, știu suferința ta. Știu suferința ta. Apoi, Domnul a continuat spunând, știu răutatea și ipocrizia dușmanilor tăi. Știu ce-ți fac cei care sunt persecutori, cei care zic că sunt iudei și nu sunt, dar sunt o sinagogă a satanei. Îi cunosc și pe ei. Îi cunosc pe cei care îți fac rău. Îi știu pe persecutori. Îi știu pe cei care și-au propus să te distrugă. Îi cunosc și pe dușmanii tăi. Există în noi această tendință, e mai ales surprinsă la cei micuți, la copii. Aduceți aminte când eram copii, aveam probleme, poate pe la școală, cu unul mai mare decât noi, care se lua de noi și care ne amenința și noi ne apăram spunându-i să fii cu minte că te spun la tata. Și apoi când auzea că îl spui la tata, deja și tu te simțeai mai grozav, nu? Că ai un tată care te apără, dar și celălalt dădea în retragere știind că ai un tată care te apără. În spiritul acesta, această încurajare a fost, a căpătat expresie pentru biserica din Smirna. Suferința ta o știu, dar îi cunosc și pe aceia care s-au pus gând rău, care sunt împotriva ta și și-au propus să te distrugă. Nu ei vor avea ultimul cuvânt. Ultimul cuvânt aparține lui Dumnezeu. Această suferință, această încercare are o rațiune. Ultimul cuvânt nu este acelora care și-au propus să te distrugă. Ultimul cuvânt este a tatălui tău, a Domnului tău. Apoi Domnul a continuat spunând, vei avea un ecaz de 10 zile. Uitându-ne la acest cuvânt, mi se pare în el ceva îngrijorător. Vei avea un ecaz de 10 zile. Dar vă rog să ne uităm la acest cuvânt nu ca la un mesaj care anunță o perioadă de restriște, ci mai degrabă să ne uităm la cuvântul acesta uitându-ne la partea pozitivă a lui. Necazul e cântărit, are o limită. Suferința are un hotar, persecuția se va termina. Un necaz de 10, nu 11. Dușmanii și-au propus să fie o viață întreagă, să fie generație după generație, să continue până vei fi nimicit. Dar nu va fi cum vor ei, va fi cum a hotărât stăpânul. 10 zile. Un necaz de 10 zile. Suferința este limitată în timp. Dumnezeu hotărăște să-i pună un hotar. Hotarul acela arată că suveran, stăpân peste circumstanțele vieții, peste sufletele noastre, peste suferințele noastre, este Dumnezeu. El le cântărește, binecuvântat să fie numele Lui în veac. E încurajator să afli, să te reazămi pe omniștiența lui Dumnezeu, știe totul, pe protecția lui Dumnezeu, îi cunosc pe cei care îți fac rău, zic că sunt iudei și nu sunt, le știu răutate și ipocrizia și să te bizui pe atotputernicia lui Dumnezeu care face hotar, stabilește un hotar suferințelor. Suferința este limitată în timp. În acest context, Domnul spune bisericii al patrulea cuvânt de încurajare. Nu te teme de ce ai să suferi. Nu te teme nici de cum de ce ai să suferi.
Textul grecesc ne spune ceva în genul: încetează să te mai temi. Nu te mai teme. Te-ai temut până acum. Și drepte că ai avut de ce. Dar de acum, după acest mesaj, după ce s-a apropiat Dumnezeu de tine, după ce ți-a spus care este realitatea spirituală și cum vede El circumstanțele în care te afli, încetează să te mai teme. Dumnezeu este cu tine. Nu te mai teme de uneltiri, de defăimări, de închisoare, de condamnări, de lipsuri și de orice altă încercare ar fi. Dumnezeu este cu tine. Nu lumea, nu oponenții, nu împrejurările, nu persecutorii au ultimul cuvânt. Ultimul cuvânt este al Domnului Iisus. Rog să observați cum își introduce Domnul, cum se prezintă Domnul Iisus aceste biserici. Iată ce zice cel din tâi și cel de pe urmă, cel ce a murit și a înviat. Și cuvânt frumos. Cu acest cuvânt, de altfel, este deschis mesajul către toate cele 7 biserici. Nu te teme, eu sunt cel din tâi și cel de pe urmă. Capitolul 1, versetul 18. Cel viu. Am fost mort și iată că sunt viu în vecii vecilor. Pe drumul suferinței, cu alte cuvinte, a spus Iisus, am trecut și eu. Dar suferința are un capăt. Dincolo de ea se deschide o nouă perspectivă. Iată că sunt viu în vecii vecilor. Și uitați ce urmează. Eu țin cheile morții și ale locuinței morților. Să ni se spună, eu am murit și am înviat, am fost mort și iată că sunt viu în vecii vecilor, și să se oprească aici cuvântul, e bine și nu e bine. Să ți se spună ceva în genul, eu am trecut pârâul, am trecut pe partea cealaltă, m-am mutat, dar între timp m-am uscat, am murit, dar am înviat și eu te aștept pe partea cealaltă. Să se spune doar asta, nu știu dacă ajută prea mult. Însă cel care stă pe partea cealaltă, să-ți spună, ține minte, la mine este cheia. Eu țin cheile morții și ale locuinței morților. Pe voi vă așteaptă moartea. Vei avea un ecaz de 10 zile. Unii veți ajunge în pușcărie. Fii credincios până la moarte. Acest cuvânt, până la moarte, arată că va veni și moartea. Râul pe care trebuie să-l treci cuprinde această suferință până la moarte. Și eu te aștept pe partea cealaltă, că am înviat. Ar fi fost doar jumătate de încurajare. Încurajarea deplină este... Eu țin cheile locuinței morților. Nimeni nu decide când mori afară de mine. Viața noastră și moartea noastră este în mâinile lui Dumnezeu. De creștin nu se poate atinge nimeni. De aceea Domnul Iisus a spus, nu te teme nici de cum. Ce am mai spus odată în adunarea noastră, reafirm în această seară. Cine se teme de Dumnezeu cu adevărat, nu se mai teme de nimic din această lume. Iar cine refuză frica de Dumnezeu, sfârșește prin a se teme de orice altceva din această lume. Adevărata libertate, frați și surori, este să fim lângă Hristos Domnul. Eu aș spune că prima căutare și responsabilitate a omului nu este să-și găsească libertatea, ci este să-și găsească stăpânul. Asta e prima responsabilitate. După ce ne-am găsit stăpânul, adevăratul stăpân, atunci ne găsim și libertatea. Oamenii spun, vreau să fiu liber și își caută libertatea. Și în timp ce fug după libertate, constată că devin robi. Robi viciilor. Robi consecințelor, alegerilor și trăirilor lor dezordonate. Și nu mai pot face nimic. Prima responsabilitate este să ne găsim stăpânul. Și după ce l-am găsit, pe Creatorul, pe Domnul nostru Hristos, ca stăpân al nostru, abia atunci vom găsi libertatea. Cine se teme de Dumnezeu, nu se mai teme de nimic din această lume. Și cine refuză frica de Dumnezeu, sfârșește prin a se teme și de umbra Lui.
Dumnezeu să ne ajute să stăm lângă Dumnezeu. Acesta a fost mesajul. Și acum, în încheiere, încurajări și răsplătiri. Domnul a spus acestei biserici: fii credincios până la moarte și îți voi da cununa vieții. Domnul a promis cununa vieții, cinstea supremă, moștenirea vieții veșnice. Domnul promite că va duce în biruința lui pe aceia care vor fi credincioși până la moarte. Fii credincios până la moarte. Domnul promite cununa vieții. Cununa a vieții pe care o vom primi în binecuvântata împărăție a lui Dumnezeu. Cine are urechi să asculte ce zice bisericilor Duhul, cel ce va birui nici de cum nu va fi vătămat de a doua moarte. Prima moarte de ia o parte toți. A doua moarte este cea grozavă. Cu o moarte biologică suntem datori. Mai devreme sau mai târziu ne vom duce. Că vom muri la adânci bătrânețe, sătui de zile, rugându-ne să vină Domnul și să ne ducă în împărăția Lui, sau, surprinzător, în puterea vârstei, în mijlocul unor persecuții, a unor privațiuni, tot vom muri. Că vom muri din cauza că suntem credincioși, că vom suferi pentru credință și asta ne va atrage mai repede sfârșitul, și cei răi vor muri. Dar ceea ce ne separă, spune Domnul, este moartea a doua. Pe prima o au toți, a doua e cea grozavă. Fii credincios până la moarte biologică și apoi moartea a doua nu te va mai atinge. Prin moartea a doua se înțelege pedeapsa în focul Ghenei, o sândă veșnică, judecată eternă și despărțire definitivă și irreversibilă de fața lui Dumnezeu. De acestea să ne ferească Dumnezeu. Fii credincios. Iar prin acest cuvânt, fii credincios până la moarte, Domnul spune acestei biserici nu doar să conserve starea de credință în care se găsește, ci să crească în credință. Terminologia originală vorbește despre, verbul este așa pus, să devii credincios. Să fii și să devii credincios, să te faci tot mai credincios, să crești în credință. Să ai această perspectivă, până la moarte să fii credincios. Vei avea la sfârșit cununa vieții. Și nu uita, eu sunt cel dintâi și cel de pe urmă, cel ce a murit și a înviat, cel ce ține în mână cheile locuinței morților. Acesta a fost mesajul pentru biserica în care era multă suferință cauzată de persecuție. Familii care și-au pierdut membrii, tați sau poate mame, tați la fiare, este foarte posibil că acest vei avea un necaz de 10 zile, să facă trimitere la un obicei, sunt în scrisuri descoperite chiar în Smirna, care face trimitere la anumite jocuri care se organizau acolo și sponsorizate de oameni cu dare de mână. De exemplu, este o tăbliță, este un scris pe un pergament, că cineva acolo în Smirna a finanțat jocuri, lupte de gladiatori pentru 5 zile și era felicitat pentru generozitatea lui. 5 zile tot orașul a mâncat pe gratis și s-a bucurat de spectacol și lupte de gladiatori. E posibil că aceste 10 zile de necaz să facă referință la asemenea sărbători. Și pe cine credeți, ca și Nero altădată, au găsit masă de manevră? Hrană la fiare și soldați pentru gladiatori. Creștini? Nu uitați că și Policarp a fost ars pe rug în arenă în contextul unor asemenea jocuri. Și reprezentanții comunității sinagogii iudaice au adus și vreascuri ca să sublinieze în felul acesta atașamentul față de sistemul care persecuta pe creștini. Persecuție. Pentru noi, cei care trăim zile de libertate, poate că acest mesaj nu spune prea mult.
Domnul să ține libertatea cât ne ține nouă zilele și să prelungească libertatea în zilele copiilor și copiilor noștri. Dar dacă va fi altfel, nu trebuie să uităm un lucru. Ultimul cuvânt îl are Dumnezeu în ce ne privește, fii credincios până la moarte și vei avea cununa vieții. Doamne ajută! Să ne ridicăm și să ne rugăm.